Sunt sigur că majoritatea persoanelor nu iubesc ziua de luni, care întotdeauna se asociază cu școală și muncă. Luni este o zi grea, dar nu pentru toată lumea, deoarece unii oameni sunt atât de pasionați de lucru pe care îl fac, încât este puțin să numim asta o vocație. În episodul de astăzi vom prezenta 15 persoane care pur și simplu își iubesc locul de muncă. Așadar, așezați-vă cât mai comod, deoarece noi începem! Arată atât de înspăimântător încât orice persoană sănătoasă la minte ar fugi în panică de la o asemenea avalanșă. Însă pentru acest bărbat, aceasta este o simplă zi lucrătoare și niște zeci de tone de ciment. Până și în acest job puteți găsi ceva fascinant. Doar priviți cât de încrezut lucrează acest muncitor. Poate părea că în acest videoclip se întâmplă un fel de magie. Dar nu, în acest fel se toarnă gardurile și zebrele, iar din moment ce metalul are proprietatea de a sărăci, este nevoie de sinergie. În doar câteva secunde, lucrătorii trebuie să toarne metalul fierbinte în caneluri speciale din piatră. Bineînțeles că niciodată nu vom afla dacă acest bărbat mereu lucrează în așa ritm. Să fiu sincer, sper că nu face asta în fiecare zi, deoarece din cauza efortului pe care îl depune la locul de muncă, îi poate apărea probleme mari. Procesul de fabricare a dulciurilor arată întotdeauna magic și chiar dacă procesul de fabricare este complet manual, unii muncitori recurg la câteva trucuri de viteză. Există foarte multe moduri de a tăia frumos un pepene verde, iar dacă puneți în funcțiune fantezia și aveți puțină răbdare, atunci cu siguranță va ieși o operă de artă. Sunt sigur că pentru prima dată vedeți o asemenea metodă atât de rapidă. Pun pariu că nici cei mai buni stiliști nu vor putea concura cu acest bărbat. În plus, rezultatul pare atât de perfect încât apare dorința irezistibilă de a te întinde pe acest tufiș. De la început, acest videoclip pare să fie de două ori mai rapid, dar dacă atrageți atenția la tânărul din spate, atunci veți vedea că băiatul din față într-adevăr împachetează atât de repede cutia. Acesta probabil este cel mai bun exemplu pentru reprezentarea muncii în echipă și utilizarea eficientă a timpului. Pe lângă faptul că nu a fost pierdută nicio secundă, această metodă pare a fi foarte eficientă. La prima vedere, pare că constructorii s-au plictisit și s-au hotărât să joace niște domino, dar după cum s-a dovedit mai târziu, totul era calculat dinainte și cărămizile s-au aranjat în doar câteva secunde. Multe invenții care au venit din China fac viața mai bună și mult mai plăcută. De exemplu, un asemenea sistem poate fi cumpărat pe AliExpress, dar după cum știm cu toții, calitatea unor lucruri nu poate fi numită bună. De aceea, cu acest aparat veți putea spăla doar gresia din baie. Dacă în curățarea geamurilor ar exista un sistem de ranguri, atunci acest tip cu siguranță ar avea o centură neagră. Dacă ești unul dintre acei oameni care nu poate trage o linie dreaptă, atunci următorul videoclip va crea un sentiment de inferioritate. Acest tip cu siguranță își poate folosi creativitatea în orice tip de muncă, doar că inginerul de siguranță nu va accepta o asemenea metodă de încărcare. Probabil ați crezut că marcajele rutiere sunt desenate cu mașini speciale. Da, uneori așa și este, însă cel mai des aceasta este o muncă manuală care nu acceptă greșeli.
Probabil că există o trăsătură specială de caracter datorită căreia unii oameni reușesc să transforme lucruri complet obișnuite în artă. Doar priviți cât de repede și de ușor gătește această domnișoară. Uimitor, nu-i așa? Se pare că șoferul acestui excavator și-a ales profesia greșit. Cu atâta precizie, el ar putea lucra ca medic-chirurg. Mulți tineri cred că aptitudinea de a jongla cu sticle apare de la sine, dar de fapt, în spatele acestui show frumos stau ore în șir de antrenamente, vânătăi și sticle sparte. Însă privind la zâmbetul domnișoarei, înțelegi cât de mult își iubește jobul. Se pare că acești oameni au găsit cea mai economă modalitate de a reîmprospăta scaunul din plastic. Însă când îți imaginezi cât de mult timp și efort este necesar pentru a reîmprospăta întregul stadion, ți se face rău. La noi în țară, profesia de încărcător la depozite nu poate fi numită o profesie prestigioasă, dar după cum s-a dovedit și în această sferă, poți atinge succese și bate recorduri. Rămâne doar să ghicim câte sticle a spart până a învățat atât de bine să manipuleze cu aceste cutii. Pentru nimeni nu este un secret că chinezii au sistem diferit de învățământ și chiar propria tablă a mulțirii. Însă, pe lângă asta, ei au inventat o metodă unică de numărare a banelor. De exemplu, un casier din orașul Weifang a numărat 550 de bancnote în doar 77 de secunde. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste momente vi s-au părut cele mai interesante. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, rupeți butonul de like și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!